Salutare cu amploare! Cu siguranță știți placa, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Urbaniac. Astăzi avem un invitat mai special. Dacă vă aduceți bine aminte la prima noastră emisiune, chiar prima emisiune din tot sezonul ăsta de Urbaniac, am stat de vorbă cu un sportiv. În celelalte emisiuni am fost pus oarecum în imposibilitatea de a mai găsi invitați pe acest domeniu, pe sport, pe performanță, axați pe performanță în general. Iată că la această emisiune l-am descoperit pe Cezar Matei Buzdugan. Cezar, așa în idei generale, să vă zic cam cu ce se ocupă el, Cezar este campion nu doar național, ci și european la arte marțiale. Nu o să intru în detalii să vă spun încă despre ce este vorba. Înainte o să-l întreb cine este omul din spatele campionului. Cine ești tu, Cezar, tu ca om obișnuit? În primul rând mă numesc Cezar Matei Buzdugan. Am 27 de ani. Lucrez la fabrica de țevi ArcelorMittal. Am 5 ani de când lucrez aici. Am terminat la liceul program sportiv român aici, la handbal. Nu are nicio legătură sportul care l-am făcut în liceu cu sportul care îl practic acum. Și cam atât pot spune deocamdată despre mine. Aș vrea să facem o scurtă paranteză. Ultimele zvonuri spun că fabrica de țevi se va desființa. O părere sper în legătură să, cu chestia asta? Sper să nu fie casă. Pentru că încă sunt mulți muncitori și sper să meargă mai departe, pentru că sunt nevoie de locuri de muncă, mai ales în Roman, fiind orașul mic. Hai să nu ne deprimăm așa chiar de început de emisiune. Da. Și să te întreb, aș vrea să te întreb, care este pasiunea la care tu excelezi? Bineînțeles, sportul. Mi-a plăcut dintotdeauna. Sper să ajung cât mai sus cu sportul pe care îl practic, kickboxul. Ok. Asta este... Cum a început totul? Mă gândesc că cam fiecare, orice artist pleacă de undeva, toți artiști, indiferent că e pictor, că e muzicant, că e, eu știu, you name it. Fiecare are un moment când are el așa o viziune de aia și se gândește, băi frate, cred că ar trebui să-mi cumpăr un set de acuarele. În cazul tău, cum a decurs totul? Mă gândesc că a trebuit la un moment dat să faci primul pas într-o sală de antrenament. Da, așa este? Da, așa este. Aveam 16-17 ani, acum în jur la vreo 10-11 ani. Când m-am apucat prima dată, mi-aduc aminte filmele cu Jean-Claude Van Damme. Eram înnebunit după mobilitatea care o avea la momentul respectiv. Și am zis să mă apuc și eu de sport, să văd dacă pot face față. Și m-am dus la o sală, chiar aici în Roman. Se numea Ashihara, tot un sport de contact. Ce drept era cam dur, pentru că loviturile erau permise fără mânuși. Bine, nu la figură, doar la corp, dar bineînțeles erau foarte dureroase. Și de atunci am zis că nu mai e prea dur, am zis să-mi bag mânuși în mână și să mă apuc cu kickboxul. Ok, dar mă gândesc că prima experiență de acest gen te-a călit într-un fel, da, și te-a făcut mi-a să mergi mai bine. Departe. Deci mi-a prins bine, din punctul ăsta de vedere, da, mi-a prins bine. Am plecat la... Am fost o perioadă la Bacău, am continuat și acolo un pic cu sportul acesta cu Ashihara. Și apoi acolo am văzut kickboxul, mi-a plăcut foarte mult. Am mers la un maestru pe nume Mardare Doru, el m-a antrenat. Dânsul mi-a zis că la el o voi avea parte doar de o strângere de mână și o medalie și atât, nimic mai mult. Și mi-a spus că să merg în altă parte, unde voi avea și parte de niște bani. Unde m-a dus la maestru care l-am acum, Muntenoșul Gabriel. Am înțeles. Și în continuare tu continui antrenamentele cu domnul Gabriel. Da. Așa. Am vorbit despre filmele cu karate. Așa. Clasicele filme cu karate, da, care te-au inspirat. Mai există și alte surse din care tu te-ai inspirat? De fapt, întrebarea e următoare. Cine ți-a insuflat ție chestia asta? Acum nu ne referim la filme. Mă gândesc că ai avut la un moment dat un idol și ăsta nu e Jean-Claude Van Damme cu siguranță. Nu, da. Păi erau și atunci kickbox, tot stilul de luptă K1. Bineînțeles, mi-a plăcut foarte mult atunci în perioada, era Remy Bonianski, care acum este destul de măștă. Și da, cred că de atunci am zis că cu siguranță mă voi apuca și eu de kickbox. Ok, tu îmi vorbești mie despre kickbox. Eu, în necunoștință de cauză, mă simt obligat să te întreb care e diferența dintre toate stilurile
De fapt, întrebarea e următoarea. Există vreo diferență între kickbox, între Muay Thai, între Ashihara? Da, da, da. Între... Care e diferența de reguli? De... de exemplu, în Ashihara, după cum am spus, sunt permise loviturile de fără mânuși, da, doar la corp. Pe când la kickbox sunt permise cu mânuși, bineînțeles, dar și la figură. Și în kickbox intră mai multe categorii de luptă. K1, care îl vedem noi la televizor, care luptă Gen Moroșanu, Daniel Ghiță și așa mai departe. Și sunt alte, mai multe stiluri, cum este stilul de Thai box, Muay Thai, care ți-am spus, da. Thai box. Este un box thailandez care este foarte dur. La el am participat în Turcia la campionatul european, unde am ieșit campion european. O să vorbim apropo despre asta mai târziu. Da, bineînțeles. Și acolo, de ce am zis că este cel mai dur? Pentru că acolo sunt permise atât loviturile de genunchi, cât și cele de cot. Și acolo este foarte, foarte... Și cum genunchiul și cotul sunt niște zone proeminente, mă gândesc, dacă ții un cot în gură... Seama, da, exact. Deci, nici să mai discute, e foarte, mai ales că am luptat și la profesioniști. Lupt și la amatori, lupt și la profesioniști. Și reușești să te împarți în... Da, pentru că și la amatori, mulți nu știu, zic că vai, la amatori nu este cine știe ce, dar nu, dar să știți că la amatori uneori chiar este mai greu decât ca la profesioniști. Mă gândesc că sunt toți sportivii care vor să se afirme și dau cei mai buni din ei, exact, la amatori, așa în e. Ideea ca pe viitor să treacă la profesioniști. Așa e. Ok. Am stat de vorbă cu mai mulți sportivi de-a lungul timpului și toți mi-au spus că au un anumit mod de viață. Trebuie să se abțină de la foarte multe chestii, trebuie să-și respecte un program, trebuie să se țină de antrenamente. E un fel de post negru, așa, da, dacă e să-l metaforizăm într-o expresie. Da. Cât de greu e să duci acest mod de viață? La tine cum stă treaba? Care e ritualul tău? Care sunt pașii normali al unei zile normale? Este foarte greu, având în vedere că eu mai și lucrez. Trebuie să știu să-mi împart timpul, să-mi ieși la muncă, să mă și odihnesc, să mai merg și la antrenament. Și a doua zi iar să o iau de la capăt. Deci automat ziua s-a împărțit la jumate. Deci s-a aproape că s-a dus ziua numai pe muncă și pe antrenament. Ca să nu mai zic odihnă, că fără odihnă, odihna este aproape totul. Dacă nu te odihnești, degeaba. Uneori și maestrul meu spunea că decât să fac un antrenament, să fiu obosit, mai degrabă dorm și după aia să fac un antrenament. Am înțeles. Hai să vorbim acum, dacă tot am adus în discuția din aur concursuri, vorbeam despre concursuri. Hai să le luăm așa pe căprării și să ne spui la ce concursuri ai participat, care ți s-au părut cele mai interesante și cu ce premii te-ai întors acasă. La campionatele naționale merg de acum 7 ani. Am 7 ani când merg la campionatele naționale. Am ieșit de... La primul campionat, mi-ai zis că ai 28 de ani, nu? 27, da. 27, îmi cer scuze. La 20 de ani ai participat la primul campionat național? Da. O vârstă destul de fragedă. Cum ai reușit performanța asta? Păi... Bănuiesc că te-ai antrenat foarte mult în cei 3-4 ani. M-am antrenat, dar nu eram destul de pregătit. Eram pregătit, dar condiția fizică nu m-a așteptat prea mult. Chiar mi și s-a spus că te voi lua la campionatul național, dar știu că încă nu eram pregătit destul de bine cu condiția fizică. Ce drept, am întâlnit și un adversar care era campion național și vreau să spun că mi-a spart nasul din primul meci. Mă gândesc că ți-a prins și bine chestia. Da, asta mi-a prins bine. Am avut adversari foarte puternici și cred că asta m-a ajutat foarte mult. Ok, și totuși eșecul de la 20 de ani nu te-a descurajat, nu, și ai mers mai departe? Dimpotrivă, chiar m-a făcut să merg mai departe, să mă antrenez mai mult, să trag mai tare de mine și se pare că am avut rezultate datorită... Din al câtelea an ai început să te întorci cu medalii, cu diplome acasă? Cam din 2010. Am ieșit la primul campionat. Am luat locul 3, la al doilea campionat locul 2, vicecampion, și după care a urmat cele de aur. A urmat o serie. Sunt campion național de 7 ori și campion european în Turcia la Muay Thai, la care ți-am Sportul. Cum e la turci?
Și aici ne referim strict la domeniul sportiv, că din câte am înțeles, în România sportivii sunt mult mai puțin apreciați decât în restul țărilor care se vor civilizate. Da, da. Mă gândesc că Turcia fiind, eu știu, o țară situată undeva au fost primitivi. Orientul apropiat. Au fost primitivi, chiar n-am avut... Cel puțin mi-aduc aminte când stăteam de vorbă, încercam să vorbesc mai mult engleză, pentru că turcă nu prea aveam de unde să știu. Majoritatea își dădeau seama, gata, Hagi, Hagi, Mircea Lucescu, toți știau deja, da, da. Ok. Au fost primitivi, deci nu, din punctul ăsta de vedere chiar n-am avut probleme cu... Tu te-ai întors cu o grămadă de medalii de aur, ai două titluri, multicampion național și campion european. Mă gândesc că și remunerația e pe măsură. Aș fi vrut să fie mult mai bine plătită, pentru că eu sunt aparțin la clubul de SCM Bacău și nu mereu sunt, cum să zic, fonduri pentru a susține toți. Sunt mai multe sporturi, nu este numai kickbox în, acolo la SCM Bacău. Este și box, este și atletism, și lupte greco-romane. Sunt mai multe și el trebuie să se împartă cam la toți sportivii suma la care este, este cuvenită. Că banii sunt împărțiți în mod exact, egal. Da. Ok, și atunci de ce anumiți sportivi sunt oarecum umbriți de ceilalți? Și aici nu mă refer neapărat la sportivi din aceeași categorie. Mă refer la sporturi diferite. De exemplu, hai să o luăm pe Simona Halep. Este erou național. Probabil câștigă și bani pe măsură în urma concursurilor, campionatelor la care participă. Da, da. Cu ce este mai presus tenisul decât kickboxul? De ce e diferența asta extraordinară între banii pe care îi câștigă un tenismen faimos și un kickboxer care teoretic ar trebui să fie la fel de faimos, ținând cont că e multicampion național și campion european? Așa a fost întotdeauna diferențele astea între sporturi. Cum vedeți prea bine și la fotbal, se câștigă foarte bine, dar alte sporturi care, de exemplu, sportul handball, sunt sporturi de echipă, pe când tenisul, kickboxul, boxul și așa mai departe, aici nu mai este sport de echipă. Și dacă nu ești pregătit și fizic și mental, e greu să faci față.
Alții, unii își fac, nu știu, noroc singur sau eu știu, au pur și simplu noroc să-l găsească un sponsor, ceea ce caut și eu de foarte mult timp. Să înțeleg că trebuie să dai din coate ca să ajungi undeva mai sus. Trebuie să dai din coate și nu numai din coate. Am înțeles. Am înțeles. Cu toții căutăm un sponsor și eu îl caut de mult. Apropo de sponsor, bănuiesc că sunt câteva metode de promovare la care, pe care tu le accesezi și prin care încerci să te faci mult mai cunoscut. Este adevărat? Da, este adevărat. Tocmai de aceea am și acceptat invitația. Una fiind... Da, bineînțeles. Cea actuală, spune, da. Cea de azi. Și când o să mai am ocazia, o să particip la toate, nu știu... Ok, ce alte metode de promovare mai folosești tu? Internet? Da, internet... Facebook, un Facebook ai? Da, bineînțeles. Lumea te poate, îți poate cere prietenia pe Facebook, poate discuta cu tine. Bineînțeles. Vorbea din aur de sponsor. De ce este atât de greu să-ți găsești un sponsor? Orașul este mic aici, în primul rând. Probabil că dacă aș fi stat într-un oraș mult mai mare, probabil că mi-ar fi fost mult mai ușor. Dar, deocamdată, încă sunt optimist că îl voi găsi sau că mă va găsi. Ok, acum hai să definim așa puțin cuvântul sponsor, să definim conceptul de sponsor. Ce ar trebui să facă un sponsor pentru sportivul pe care încearcă să-l ajute? În primul rând ar trebui să-i placă sportul, ca să poată să investească, să zic, în mine. Deci deja mare parte din potențialii sponsori s-au dus. A mai rămas o mică parte, o nișă. Din nișa aia mică, un 20%, ce ar trebui să... Nu știu, să se implice, nu știu, să... Chiar nu știu, legat de sponsor nici eu nu știu prea multe. Probabil potențialul sponsor ar trebui să găsească o cale de a se promova și pe el prin intermediul tău și în același timp să te ajute și pe tine să te promovezi. Exact, bineînțeles, da. Așa. Acum că ne apropiem cumva de finalul emisiunii, aș vrea să vii cu niște sfaturi pentru începători. La fel cum tu, la vârsta de 15-16 ani, te-ai hotărât să intri într-o sală, cu siguranță sunt foarte mulți copii, foarte mulți puști, care se uită la filme cu karate, clasicele filme cu karate, Jackie Chan, Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme, cu toții cunoaștem, cu toții aveam postere cu ei pe pereți când eram mici. Ce ar trebui să facă un copil? De unde ar trebui să... Care ar fi primul lui pas? Primul lui pas, bineînțeles, ar fi să meargă la sală și să se țină, pentru că, bine, în primul rând trebuie să-i placă, că dacă nu-i place sportul respectiv, nu poți să-l obligi să facă un sport. Trebuie să-i placă, să se înscrie la o sală și să urmeze sfaturile maestrului care va fi la sală. Am înțeles. El va spune tot ce trebuie să facă pentru... Ajunge chiar un mare sportiv. Ok. Hai să facem puțin un exercițiu de imaginație. Să presupunem că eu am 14 ani, da? Da. Îmi plac foarte mult filmele cu arte marțiale și mă hotărăsc să mă duc la o sală din Roma. Da. După primele 2-3 ședințe, mă gândesc că nu intru în pâine din prima. Mă pune la niște flotări, cum se cheamă, la stretching. Așa de. Așa mai departe, să pot să ridic piciorul. La un moment dat, ajunge momentul în care eu trebuie să mă lupt cu un adversar. Eu sunt sprijit, cum mă vezi așa, o așchimodie. La un moment dat îmi iau 2-3 capace, bucăți, picioare și mă sperii. Cum ar trebui, ce ar trebui să fac eu să mă determin pe mine însumi, să merg mai departe, să nu cedez presiunii și să nu mă întorc acasă la mămica plângând și să zic că am luat bătaie la sală și că nu mai vreau să merg? În primul rând, cel care te va lua la competiții nu te va lua decât în cazul în care vei fi pregătit. Pentru că știe și el foarte bine consecințele. Bine, aici nu mă refeream la competiții, mă refeream pur și simplu la antrenamentele de la sală. Presupun că la un moment dat voi intra în contact direct cu un adversar. Da. Vei intra cu un adversar, dar va pune de la același nivel, adică să nu fie diferență prea mare. Să te pună cu cineva mult prea bun, tu abia să fii începător și el să te ia la... Eu dacă mă iau pe cocoașe de la primul meci, cum pot eu să mă determin să merg mai departe și să nu cedez? Aici depinde și de, nu știu, de caracterul omului. Cât este de ambițios, cât este de... Să înțeleg că nu toată lumea e făcută pentru arte marțială. Așa e.
Am înțeles. Așa, nu toată lumea este făcută. Sunt care cedează, care nu fac față. Ține de tăria omului respectiv. Ține de tăria omului, da, bineînțeles. Ok. Iar simt nevoia să reamintesc telespectatorilor că ești multicampion național și campion european. Mă gândesc că după aceste reușite ai și niște planuri pentru viitorul apropiat? Da, am. Poți să dai din casă să ne dezvolui secretele? Da, chiar la sfârșitul lunii acestea, lunii octombrie, aveam campionatul mondial. Și din cauza că nu am avut o anumită sumă de bani, ceea ce... Despre ce sumă era vorba? De o sumă mai mare. Am înțeles. Și din păcate, dacă nu am sponsor și n-am avut cine, să-mi plătească cheltuielile, a trebuit să stau acasă. Cheltuielile în ce constau? Presupun că în transport, cazare... cazare, exact. Am înțeles. Na, e... Din punctul meu de vedere, e păcat ca un sportiv atât de determinat și de bun ca tine să fie cumva blocat de chestiile astea materiale. Deci, cu siguranță, doamnelor și domnilor, cei care vă uitați la emisiune, știm că între voi se va afla un potențial sponsor. Fiți pregătiți! Fiți pregătiți! Pe final aș vrea să vii cu un mesaj pentru telespectatori, pentru cei care te-au ajutat, pentru copiii care vor ca pe viitor să-ți urmeze pașii, pentru cine consideri tu că-ți merită cuvintele de încheiere? Da, în primul rând aș vrea să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că n-am avut prea mari accidentări în acest sport, pentru că sunt, dar nu am fost chiar atât de grave. Ești bine sănătos, mă gândesc că n-a fost nimic periculos. Da, îi mulțumesc maestrului meu, muntenoșul Gabriel, pentru că fără el știu că n-aș fi ajuns unde am ajuns și el fără mine nu cred că ar fi ajuns. O relație de simbioză, fiecare s-a ajutat. Da, le mulțumesc și maestrilor din Roman, deci de la sala de box, care m-au primit cu drag, domnului maestru Otcuparu Radu și maestru Jean, pentru că eu lucrând în schimburi încerc să mă împart când la Bacău, când la Roman. Este foarte greu pentru că, na, chiar am uitat să te întreb chiar, uite, e un aspect pe care l-ai amintit și pe care am uitat total de el. Da. Eu, e vina mea, îmi cer scuze. Cum e treaba cu naveta? Cum te descurci? Cât de greu Foarte greu, pentru că fac sacrificii ca să pot face acest sport. Lucrând în schimburi aici și nu pot să merg de fiecare dată la antrenamentele de Bacău, fac și în Roman. În Roman, ce drept, nu este sala de kickbox, este doar de box. Dar mi-a prins foarte bine, pentru că la box se lucrează doar cu brațele, pe când la kickbox cu brațele și cu picioarele. Și transportul mi-a prins bine, atât și boxul din Roman, cât și kickboxul din Bacău. Foarte frumos. Transportul până la Bacău ți este decontat sau plătești din banii tăi? Clubul, ce mi-e Bacău, îmi dă o indemnizație pe lună, cum ar veni. În fiecare lună primesc o sumă de bani pentru navetă. Perfect. Da. Hai să continuăm cu mesajul pe care începusei să-l transmiți și să schimbăm puțin direcția și să ne adresăm puștilor, copiilor, începătorilor care vor să urmeze această cale a artelor marțiale. Ceva, o frază scurtă, o frază, două, cu ce vii tu pentru ei în întâmpinarea lor? Să vină la sală. Să vină la sală. Să nu mai stea acasă în fața calculatorului, să lase internetul și să apuce mai mult de sport. Pentru că sportul este foarte sănătos și decât internetul mai degrabă un sport, părerea mea. Acum fiecare cu ce îi place. Foarte tare. Deci băgați bine la cap, lăsați netul, lăsați prostiile, lăsați sedentarismul, puneți mâna pe gentuță, băgați-vă echipamentul sportiv și dați repede fuguța la o sală. Acestea fiind spuse, eu sunt Cătălin, el a fost Cezar, invitatul nostru din această seară. Acestea fiind spuse, v-am pupat. Pa! Ciao. O zi bună, numai bine!
ceva. Acum e o repis. Vezi, bătiați, frate.